Bună ziua, bun găsit tuturor! În luna august se operau modificări la conducerea Academiei CSM Politehnica Iași. De atunci au început competițiile juvenile, s-au jucat meciuri de la Under 19 până la Under 12, până la Under 10. Sunt aproape 200 de copii în Academia Politehnică Iași, majoritatea angrenați în competiții în această a doua parte anului 2021, prima parte a sezonului competițional 2021-2022. Dacă rezultatele sunt bune sau nu, dacă, eu știu, sunt sub sau peste așteptări, e bine, asta vom afla în continuare de la managerul Academiei CSM Politehnica Iași, Cezar Ponceriu, într-un interviu pe care eu mi-l doresc a fi un soi de concluzie a activității și a perspectivelor pe care le are Academia CSM Politehnica Iași. Cezar, bine ai venit la Poliaș TV! Bună ziua tuturor suporterilor noștri! Cezar, sunt din august, septembrie, octombrie, noiembrie... Trei luni pline! Trei luni pline de când am preluat Academia. Și cum e acum după trei luni? Hai să zicem, în septembrie ar fi fost prea devreme să vorbești despre ceea ce ai găsit acolo, dar cred că totuși în trei luni ai putut să-ți faci o imagine a tot ce înseamnă Academia CSM Politehnică Iași. Da. Știți foarte bine că în momentul în care am venit, nu am operat schimbări, tocmai prin prisma faptului, pentru că am vrut să facem o evaluare. Am vrut să lăsăm lucrurile așa cum erau ele așezate și să vedem cum merg. În aceste trei luni de zile, toți juniorii noștri au fost angrenați în competiție, toți antrenorii noștri și-au făcut meciurile, și-au făcut antrenamentele, au avut sau nu rezultate. Acum, în iarnă, tragem linie la tot ce a fost și de fapt și de drept, această evaluare va fi făcută cu scopul de a îmbunătăți lucrurile. Pentru că este clar, lucrurile pot fi îmbunătățite și trebuie să fie îmbunătățite. Depinde de noi să facem aceste lucruri, să îmbunătățim lucrurile la Clubul Politehnica Iași, la Academie. În acest moment, pentru că mă voi referi și voi fi un fel de purtător de cuvânt și al celor care comentează pe social media, care critică a celor care laudă, se bucură pentru succesele copiilor. În acest moment putem vorbi de Academia CSM Politehnica Iași sau este un termen mult prea pompos pentru realitatea? După cum știți, Federația a impus o ierarhizare a centrelor de copii și juniori și practic am fost nevoiți să ne transformăm în academie. Dacă clubul nostru nu și-ar fi transformat centrul de copii și juniori în academie, nu ar fi putut participa la cea mai importantă competiție a juniorilor, cea de elită. Elita Under 19, Under 17, Under 16. Și atunci, practic, noi am fi plafonat participarea celor mai buni juniori a noștri la competițiile cele mai puternice. Acest lucru face parte și din strategia noastră de aici înainte și e o strategie la care eu am invitat toți partenerii din fotbalul ieșean și din zonele limitrofe. Practic, noi dorim prin această academie să oferim posibilitatea juniorilor care pot face într-adevăr performanță să se antreneze și să participe la cea mai înaltă competiție, deci la cel mai înalt nivel. Pentru acest lucru, noi avem nevoie ca această academie să funcționeze și ea nu poate funcționa decât în cadrul unor parametri foarte bine stabiliți de către federație. Știu că au fost discuții despre o reformă la nivelul centrului de copii și juniori. Și după aceste trei luni petrecute în Academie și analiza pe care o voi face împreună cu conducerea executivă, dar și cu antrenorii din centru,
Eu zic că, din punctul meu de vedere, o reformă înseamnă să îmbunătățim lucrurile, să vedem cum schimbăm metodologia, să vedem cum îmbunătățim selecția, să vedem cum putem racola mai mulți copii valoroși în cadrul clubului nostru, cum putem să ne îmbunătățim ceea ce oferim noi ca și Academie, adică infrastructură, conții de antrenament, metodica antrenamentului și așa mai departe. Depus antrenorii pe făgașul corespunzător nivelului competițional în care activează. De oferit cazare celor care, copiilor de performanță care nu sunt din Iași, să le oferim cazare, masă, școlarizare. Și lucrul ăsta nu este simplu. Noi din vară am încercat deja, pe baza informațiilor și a cererilor pe care eu le-am primit de la antrenori, deja să aducem câțiva jucători pe care ei și doreau din altă parte, și am adus doi, de exemplu, doi copii de la liceul din Roman, am adus câțiva copii de la LPS Iași, am adus de la Vaslui, dar copiii ăștia trebuie școlarizați, trebuie cazare, masă, școlarizare. Există o implicare din partea antrenorilor, din partea noastră a conducerii. Lucrurile nu sunt chiar atât de simple cum par așa din afară. Și repet, din punctul meu de vedere, o reformă se face în sensul îmbunătățirii lucrurilor și dacă e de schimbat ceva, sigur, eu sunt pentru a schimba anumite lucruri, dar schimbările ar trebui făcute pe baza unei analize și a unor lucruri clare. În acest moment, câți copii sunt legitimați la Politehnică? Peste 200 de copii avem legitimați. Sunt peste 200 de copii și câte grupe, tendința la ora actuală este de creștere a numărului. Sunt foarte mulți copii de la alte cluburi care doresc să vină la Politehnică, tocmai prin prisma faptului că suntem practic în regiunea asta, noi suntem în Iași și în zonele limitrofe, noi suntem singura structură care poate oferi accesul la cel mai înalt nivel de performanță și de joc, practic campionatul elitelor. Mai are și Botoșani. Botoșani e al județ. Exact. Eu mă refeream la județul nostru și orașe, cum ar fi Târgu Frumosu, Pașcaniu, poate Vasluiu, care nu are elite la ei. Grupe și antrenori? Da, avem practic, când am preluat Academie, eu nu am schimbat niciun antrenor de la nicio grupă, ci am zis că trebuie făcută, după o anumită perioadă, trebuie făcută o evaluare. Această evaluare va fi făcută acum în iarnă. Avem pe Adrian Chere și la Under 19 și, vă spun, este un antrenor care simulează foarte bine pe această categorie de vârstă prin prisma faptului că el a lucrat foarte mulți ani ca antrenor secund la Liga 1 și el știe foarte bine și înțelege foarte bine care sunt cerințele juniorilor care doresc să acceadă la nivelul de performanță de seniori. Plus experiența acumulată la echipa a doua Politehnicii în urmă cu mai mulți ani. Când a și reușit promovarea cu acea echipă în Liga Secundă. Sigur. La Under 17 îl avem pe Adi Cotan. La Under 16, că vorbim de elite aici, avem pe Liviu Moldovan. Din păcate, este unul dintre antrenorii vechi de la noi din centru care a ales să urmeze în această perioadă un alt drum. Este vorba despre Dobre Adrian, căruia eu personal îi mulțumesc și îi mulțumesc și în numele clubului pentru toată munca care a depus-o la noi la club atâți ani și sunt sigur că într-o perioadă viitoare vom lucra din nou împreună, nu știm sub ce formă, dar eu îl aștept pe Adrian alături de noi în Academie, pentru că este un antrenor bun, un om de mare caracter și, cum zic, face parte din familia Politehnicii. Mișu Drăgoi, Ovidiu Burtujan, Bebe Manole, în continuare sunt
toate celelalte grupe care sunt acoperite, cum ai spus tu, de domn profesor Dănuț Călinău, Ovidiu Burdujan, Mișu Drăgoi, Gelu Paveliuc și Bebe Manole, care au fiecare câte o grupă, cei mai mari au câte o grupă și ceilalți, grupele mai mici, au câte două grupe. Am încercat să reașez lucrurile odată cu plecarea lui Adrian Dobrea și grupele pe care le-a antrenat, adică 2010 și 2011, au fost preluate de Gelu Paveliuc, urmând ca din vară copiii care erau antrenați de Gelu Paveliuc cei mici să fie preluați de Bebe Manole, pentru că sunt pe aceeași categorie de vârstă. Nu am putut face această mutare pentru că pandemia a adus și lucruri negative în desfășurarea activității noastre și spun aici faptul că noi practic nu am mai putut intra în sălile în care am intrat până acum, în școlile unde antrenorii noștri mergeau și își închiriau spațiu pentru a putea face antrenamentele pe perioada iernii. E o problemă pe care va trebui să o rezolvăm de pe un an pe altul mai din timp și să vedem cum găsim soluții mai bune. Și ajungem, iată, la capitolul infrastructură. Vrând nevrând ne duce discuția și într-acolo și, cum spuneai și tu, pe perioada iernii, cel puțin grupele mici care, eu știu, copiii nu rezistă încă la temperaturi negative, au nevoie de antrenament în sală. Copiii mici sunt prea mici ca să-i ținem la minus 5, minus 10, minus 20 de grade fără să antreneze, pentru că sunt mai sensibili și atunci trebuie găsite soluții. La nivel de infrastructură, știți foarte bine că în vară am făcut o strategie împreună cu toate celelalte cluburi care țin de fotbal în Iași și am făcut un memorandum către primărie, am primit semnale din partea responsabililor de la primărie că acest memorandum este în lucru și că se va rostogoli acest bulgăre pe care l-am împins și sperăm ca cel puțin să fie demarate lucrări la stadionul Tineretului, pentru că acolo pot fi făcute trei terenuri de iarbă, lucru care nouă ne lipsește la ora actuală, pentru că trebuie să spunem lucrurilor pe nume, la ora actuală tot ce înseamnă fotbal 11 contra 11 se antrenează pe două terenuri sintetice, dintre care unul nu mai este în condiții foarte bune. Cel din Copou, care există un proiect, din ce știu eu, această suprafață va fi schimbată cât de curând, adică sunt pe ultima sută de metri cu licitația și această suprafață de gazon sintetic. Totuși, avem nevoie foarte mare de terenurile de iarbă din stadionul Tineretului, pentru că nu este o scuză pentru antrenorii noștri, însă în momentul în care noi jucăm pe sintetic, antrenându-ne pe sintetic, putem juca bine. În momentul în care schimbăm această suprafață și de cele mai multe ori la toate adversarele noastre mergem și jucăm pe gazon de iarbă, jucătorii noștri au probleme de adaptare la terenul de iarbă, pentru că ei practic se antrenează numai pe sintetic. Plus că, am mai spus, să te antrenezi doar pe sintetic ani de zile nu este un lucru bun pentru dezvoltarea armonioasă a aparatului locomotor. Au fost identificate deja soluții pentru îmbunătățirea condițiilor acolo pe Tineretului? Da, am purtat... De-a lungul timpului s-a dovedit a fi un incubator. Cred că nu este exagerat termenul pentru... Da. Ce înseamnă fotbal ieșean? Sigur, acolo s-au format foarte mulți dintre jucătorii de bază ai Politehnicii. Repet, semnalele pe care le avem din cadrul primăriei sunt pozitive și așteptăm cu nerăbdare ca lucrurile să înceapă și să demareze, pentru că avem nevoie de aceste terenuri de iarbă. Ce se urmărește la Academie? Rezultatul sportiv sau promovarea jucătorilor către prima echipă?
aceste două lucruri se leagă unele de altele, pentru că nu, cum zic, nu poți să scoți un jucător foarte bun dintr-o echipă slabă. Adică lucrurile trebuie mers cumva în paralel, însă obiectivul principal este de a forma jucători pentru echipa mare, iar cel secundar este de a avea o evoluție cât mai bună în campionatul de elită și, bineînțeles, de la elită în jos, formarea jucătorilor în așa fel încât în momentul în care ei ajung în fazele superioare, deci de la under 16 în sus, să vorbim doar de performanță. Știu că unul dintre criterii pentru clasificarea academiilor este prezența juniorilor la loturile naționale. Cum stă Poli din acest punct de vedere? Avem pe fiecare categorie de vârstă juniori care au fost selecționați la reprezentativa națională și aș putea vorbi aici de la Under 15 a fost Olaru Răzvan și Cărăușu Adrian, de la Under 16 a fost Neamțu și Paraschiv, de la Under 19 a fost Iurașcu, Baban și Nazare, jucători pe care noi îi și propunem pentru echipa mare a Politehnicii. Plus pe Livan face parte, dar a fost adus, a jucat și la Under 19 la Academie, sigur, el a fost selecționat la Under 18. În urmă cu, eu știu, câteva zile, spunea Mircea Lucescu faptul că în vestul Europei se obișnuiește ca jucătorii să joace la categorii superioare, adică ei să fie forțați, practic, să crească. Lucru care nu se întâmplă în estul Europei. Există o carte câștigătoare care să ajute la dezvoltarea copiilor? Din analiza făcută de antrenorii de la centru, noi deja am făcut și noi acest pas. Adică juniori de la Under 16 au jucat la Under 17 sau chiar la Under 19, juniori de la Under 17 deja au jucat la Under 19. Culmea e că și în cadrul antrenamentelor noi forțăm să participe la categoriile superioare pentru că se dezvoltă altfel mingea în timpul antrenamentului, cerințele din timpul antrenamentului sunt altele și atunci pentru ei și noi suntem de acord că este un beneficiu și vom continua acest proces pentru că considerăm că este necesar, cum mai este necesar și în toți anii aceștia pentru perspectiva acestor juniori care termină junioratul, nouă ne-a lipsit o verigă foarte importantă în cadrul Clubului Politehnica și anume echipa a doua. Foarte mulți juniori termină junioratul și nu pot face imediat pasul către echipa mare. Nici echipa mare nu poate absorbi 10 juniori pe care îi dă o grupă care termină și care sunt într-adevăr de perspectivă. Pragul e prea mare și, repet, nici echipa mare nu poate absorbi atâți juniori. O să-ți iau unul și ăla dacă se acomodează bine, dacă nu îl dă înapoi sau îl împrumută. Ori crearea echipei a doua este esențială pentru strategia Iașului privind juniori, pentru că din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, noi vedem așa, în câțiva ani, echipa Politehnicii Iași să fie formată majoritar din copii crescuți în cadrul Academiei noastre. Acesta este poate obiectivul principal al Academiei noastre, ca în câțiva ani, peste 50% dintre jucătorii legitimați cu contract la Politehnica Iași să fie dintre rândurile juniorilor care au fost crescuți. De fapt, și de drept, e o întoarcere, pentru că comunitatea ne dă ceva, noi trebuie să întoarcem și noi lucrăm pentru copiii comunității. Și atunci este esențial să oferim acestor copii ai comunității toate șansele pentru ca ei să-și poată împlini visul, pentru că este un vis al lor și noi suntem aici să-i ajutăm ca ei să performeze. Pe cei care pot face performanță. E dezastruos, așa cum s-a afirmat și revin la părerile suporterilor, faptul că niciuna dintre echipele de la elit nu a făcut pasul în play-off-urile competiției.
Nu, n-aș putea spune că e dezastruos și vă spun, cu echipa Under 19 noi am fost foarte aproape și de a ne califica și spun cu convingere ceea ce spun, că am fi meritat să fim acolo cu echipa de Under 19 și rezultatele cumva o arată și repet, o să facem, vom face o analiză, vom vedea cum putem îmbunătăți tot acest proces, însă acolo ar fi trebuit să fim în elită. Și nu vreau, că nici nu vreau să discutăm despre arbitraj, nici despre faptul că nu ne antrenăm pe teren de iarbă, nici nu vreau să spun că uneori juniorii care au venit de la echipa mare nu și-au adus aportul așa cum ar fi trebuit la echipa de juniori. Nu vreau să mă leg de lucrurile astea, ci vreau să facem strategia de asemenea natură încât lucrurile să evolueze. Urmează un nou dosar depus de CSM Politehnica și pentru clasificarea Academiei și vrând nevrând. Dacă vrem să fim acolo, trebuie să fim între primele 24. Se vorbește deja despre o obligativitate a cluburilor de Liga 1 să aibă academii, să aibă grupe în elit. Deci asta înseamnă că deja dispar 16 locuri. Mai rămân doar 8 dacă se păstrează 24. Ei, poate Poli Iași să fie între cele 8, pentru că în Liga 1 nu este. Anul trecut, când colegii mei, domnul profesor Moldovan Marian și domnul profesor Nucu Antohi, au făcut acest dosar pentru clasificare și iarăși trebuie să le recunoaștem meritele și să le mulțumim pentru lucrul ăsta, clubul nostru a fost clasat pe locul 23 din 24 de poziții. Din 24 eligibile. Din 24 eligibile, pentru că au fost mai multe care și-au depus... Deci noi am fost pe locul 23. Asta spune multe. Asta spune multe și nu, cum să zic, nu spune multe că dosarul nu a fost făcut bine, ci că noi ca și club nu îndeplinim aceste cerințe. Nu puteau să vină oamenii și să pună lucruri neadevărate. Din acest motiv insistăm pentru terenuri, insistăm pentru ca, cum să zic, organigrama, organigrama, toată lumea, sau nu toată lumea, dar unii vor o reformă prin care noi să reducem numărul de antrenori de la centrul de copii și juniori. Ori însăși academia este evaluată în funcție de numărul de antrenori și de clasificarea acestor antrenori. Toți antrenorii noștri, în acest demers al nostru, toți antrenorii noștri cu categoria B, S-au înscris la concursul pentru licența, tocmai pentru a ne îmbunătăți acest clasament. Încercăm să facem un punctaj cât mai bun la Academie pentru a rămâne în această strategie, pentru că dacă noi nu vom face un dosar care să ne clasifice acolo în primele 24, practic la anul nu vom mai participa acolo și deja se dărâmă totul. Și în manual, și manualul nu se referă doar la antrenor, se referă și la un nutriționist, la un psiholog, la un medic, la un kinetoterapeut, la preparator fizic. Cu alte cuvinte, de fapt noi ar trebui să facem angajări, nu să dăm oameni afară. Problema e că vom încerca să facem cumva aceste contracte. Mai avem și oameni care lucrează și sub formă de voluntariat la noi în club, să vedem cât de mult contează, pentru că încă nu a venit noul caiet de licențiere și vom vedea cum ne putem încadra și eventual cu acești... Și sunt oameni care lucrează voluntari la noi în club. Ce dorești să se întâmple foarte, foarte repede în ceea ce privește activitatea Academiei, dacă s-ar putea și mâine? În primul rând, ca oamenii din Iași, celelalte cluburi sportive, care au copii de valoare, să înțeleagă că acesta este drumul copiilor pentru marea performanță. Și dacă ei consideră, antrenorii de la CSS, de la LPS, de la cluburile private, consideră că au jucători buni să-i aducă la Politehnica, nu-i luăm gratis, așa cum am stabilit cu ei în vară, pentru că eu discuțiile astea le-am purtat în vară cu toți reprezentanții acestor cluburi, noi practic îi legitimăm, îi școlarizăm, îi antrenăm mai departe, le oferim această
participare în campionatul elitelor, eventual Liga a doua, echipa a doua, dacă vom reuși să o, să o facem. Și apoi, în momentul în care ei vor juca pentru Politehnica Iași, vor avea primele beneficii financiare și în momentul în care un jucător va pleca de la Politehnica Iași, ei vor avea, avea procentaj clar din, din această vânzare de jucători, din această tranzacție. Așa că, de fapt și de drept, e, facem niște lucruri pentru copii, nu, noi suntem prieteni cu toată lumea în acest oraș, dorim să fie cât mai multe cluburi sportive, cu cât mai multe, cu atât o bază de selecție mai, mai amplă, întoarcem la rândul nostru copii care vedem că nu sunt de mare performanță și atunci îi redirecționăm către cluburile lor, adică să fie un win-win pe termen lung care să, să acopere pe toată lumea. Deci asta ar fi o, o, o primă cerință sau o primă dorință a mea. O a doua dorință ar fi ca infrastructura generală a Iașului și mai ales vorbesc de terenurile 11 contra 11 să se modifice, pentru că consider că această bază din tineretului va fi poate cea mai frumoasă din, din Moldova, atunci când va fi gata, vom putea realiza acolo sau organiza turnee de pregătire. De ce să mergem noi vara, de exemplu, într-un cantonament în altă parte sau să plătim deplasări pentru turnee, când am putea organiza noi turnee și să avem noi Iașu beneficiile și Iașu ca și comunitate, pentru că dacă facem turnee pe toate categoriile de vârstă, știți, vine lumea în Iași, banii rămân în Iași, exact. Și noi ca și club am avea de câștigat, pentru că nu mai cheltuim să mergem în altă parte să... Nu ascund și mulțumesc, cum să zic, iarăși mulțumesc deschis tuturor celor care vin alături de noi și ne ajutăm. Am obținut sponsorizări nu foarte mari, dar au venit oameni lângă noi care au înțeles nevoile pe care le, le aveam stringente. De exemplu, ultima sponsorizare a fost dată pentru schimbarea plaselor de la porți, pentru că practic nu mai aveam plase la, la porți. Am primit sponsorizare pentru schimbarea unui linoleum. A venit primăria și cetadinul și ne ajută cu să văruim o sală și să o facem mai curată. Avem oameni care vin alături de noi și aici vreau să mulțumesc și părinților care se implică și susțin o parte, o parte din activitatea copiilor, mai ales la, la, grupele, la grupele mici. Și țin să le mulțumesc public și părinților pentru, pentru implicare. Și apropo de asta, cum a fost primită introducerea taxei? Nu, după ce am explicat părinților de ce și cum și care este logica acestei modificări, toți au înțeles, toți antrenorii au și nici nu a fost nicio problemă, pentru că o parte din această taxă se întoarce, un anumit procentaj se întoarce tot către antrenori, dar e o chestie legală care se întâmplă, transparentă și dorim ca lucrurile să se întâmple cât mai transparent. Cu cât se vor cu cât aceste lucruri vor fi mai transparente, cu atât noi ca Academie vom avea de câștigat pe termen lung. Și pe final te invit să transmiți un, un gând de sărbători, de an nou copiilor, antrenorilor din Academia, celor care pun umărul la, la dezvoltarea fotbalului juvenil ieșan și, de ce nu, suporterilor. Eu cred așa că, în primul rând, fără Dumnezeu nu se poate face nimic pe această lume și vine o sărbătoare mare pentru noi, și ortodoxi și catolici și celelalte religii, să le transmit un, în primul rând un Crăciun fericit, cu sănătate și cu, cum să zic, cu acea căldură din cadrul familiilor specifică nouă românilor. Iar copiilor le transmit că doar prin muncă și seriozitate pot realiza ceva important în viață. Când faci lucrurile pe jumătate, nu pot ieși 100%. Deci muncă și seriozitate pentru a-și putea împlini visele. Cezar Honceriu, mulțumesc foarte mult și sărbători fericite și ție. Să ne vedem cu bine în 2022, un an sperăm mai bun decât a fost 2020. Doamne ajută! Mulțumesc tuturor!